teoriile conspiraționiste explodează și această perioadă ne-a dat o ocazia foarte bună să vedem oameni care aveau o imagine bună, cum reușesc să o ia razna într-un timp extrem de scurt. Ultima persoană care a intrat în această horă a teoriilor conspiraționiste e actorul Dorel Vișan. Acesta a spus într-un interviu pentru Cluj24.ro Că în urma vaccinului femeile vor fi sterile, și că o să vină extraterestrii să refacă viața pe Pământ. Ne spune că știe, extraterestrii există, și că înțelege tot despre COVID: că cineva l-a scăpat accidental, că a fost făcut în laborator și că e alimentat în continuare. Cam prin anul 2035. Femeile pământului se vor steriliza. Și atunci va trebui să se întâmple un lucru cum s-a întâmplat și în alte epoci. Să vină străini să refacă viața. Să crede că s-a mai făcut treaba asta. Străini din extraterestri. Deci există viață și în altă parte. Păi nu vorbește Evanghelia în Geneza, la capitolul 6 că lumea s-a mulțit pe pământ și pământene au făcut fete frumoase și îngerii din cer, copiii Domnului, au văzut că fetele pământene sunt frumoase și au coborât și s-au culcat cu ele. Multe lucruri pot fi adevărate. Într-un univers cu miliarde de galaxii, e puțin probabil ca extraterestrii, adică viață pe alte planete, să nu existe. Dar de la a afirma asta, și apoi a spune mai departe că o să vină extraterestri să le facă viața pe Pământ. Și lucrul ăsta e posibil, dar din nou, pe ce se bazează când spune așa ceva? Pe propria imaginație. După aceste declarații pentru Cluj 24.0, a fost uh, invitat prin telefon la Antena 3 să dea mai multe detalii. Ascultăm un scurt fragment cu Dorel Vișan la Antena 3 prin telefon. Nu, nu. Așteptați mai multe informații. Pacilez. Nici n-am nevoie să mă vaccinez de pentru că eu în, îmi conduc puterea de apărare a corpului prin niște exerciții pe care le fac uh, pe bază de automasaj energetic. Deci, nu deci vaccinul uh, nu e real. covid e făcut în laborator, dar masajul energetic, automasaj energetic, asta reprezintă, de fapt, salvarea. Pseudoștiința e probabil cel mai. Periculos fenomen din ultimii ani. Oameni care se bazează așa uh, marginal pe știință pentru a inventa tot felul de lucruri care nu au nicio legătură cu realitatea. Noi suntem energie. Noi suntem informație. Fizica cuantică spune că noi, deși ne simțim tari și cu oase, și cu piele, și cu carne, noi suntem făcuți. Din 99,99% ,99 vid, numai 1% din noi este mai. Deci matură. asta e problema, că sunt oameni care pretind că înțeleg fizica cuantică, că înțeleg știința, în același timp în care denigrează tot ce înseamnă știință. Ei, Domnule lucru, Bissar, și teri... în afară de acest masaj energetic care spuneați că vă ajută, cum încercați să vă întăriți imunitatea? Pentru că deocamdată ați spus că nu vă vaccinați. Vă e frică de virus? Cum luptați împotriva? Nu, nu -e, tuma, că nu mi-e frică lui. de virus. Este un virus al răcelii, care nu este un virus natural, asta este clar. Și un copil. Sugar. Au poate murit fricat. foarte mulți oameni. Au murit foarte mulți oameni, dar nu au murit mai mulți oameni decât au murit de alte boli. De exemplu, de această boală. Asta e argumentul pe care tot aud că nu au murit mai mulți. Oameni decât au murit de alte boli. Și asta e adevărat, dar celelalte boli nu au dispărut între timp. Adică nu e ca și cum. Asta e doar. E încă o cauză în plus a mortalității. N-au dispărut celelalte boli, tocmai de asta e problema cu locurile din spitale, pentru că oamenii se îmbolnăvesc și din alte motive în această perioadă. Faptul că avem o pandemie doar crește numărul de spitalizări, iar sistemul nu mai face față. De aici au fost necesare toate măsurile sanitare de protecție. Pentru că sistemul sanitar în nicio țară nu ar fi putut să facă față acestei pandemii tratând în același timp toate celelalte probleme de sănătate. Am murit în lume în jur de un milion și ceva de oameni, nu? Într-un an. Ei, de boli cardiovasculare să mor 140 de milioane de oameni. De ce nu încearcă nimeni să uh, caute cauza? Sigur că încearcă, numai că acele condiții medicale nu sunt provocate de un virus. Există cercetare foarte vastă în acest domeniu. Că încă nu au fost găsite soluții, e adevărat, dar vorbim despre probleme total diferite. A bolilor cardiovasculare. Pentru că la acest virus nu, nimeni nu lucrează pentru cauză, numai pentru efect. Ce le spuneți, domnule Vișan, celor care ne urmăresc în acest moment? Ce îndemn aveți eu, 15 secunde pentru oamenii care se uită Fiecare care își, își hotărăște soarta singur. Eu nu dau niciun fel. Este ca și cum te-ar întreba unul care vrea să te sinucidă dacă ești de acord sau nu. Treaba dumitale. Dacă mi-a vrea, eu nu, în, 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 treburile astea, scumpa mea, nu se dau Ah, ce libidinos mi se pare exprimarea libidinoasă, mi se pare exprimarea asta scumpa mea când vorbești cu un realizator TV. Da, uh, trecând peste asta. Da, sigur, fiecare își hotărăște propria soartă. Numai că promovând astfel de mesaje fără niciun fel de argumente vii cu masaje, automasaje energetice. Apoi ne explici că știi tu despre fizica cuantică, dar în același timp denigrezi știința, acolo unde nu se potrivește cu propria ta viziune asupra lumii. Multe lucruri pot fi adevărate, dar înainte de a fi adevărate, trebuie demonstrat lucrul ăsta prin argumente. Iar știința asta face. Când cineva spune că are, de exemplu, încredere în vaccin, asta nu e pentru că crezi în Arafat sau în Gheorghiță sau în Iohannis sau în Anthony Fauci sau mai știu eu cine. Dacă ajungi să ai încredere în procesul de vaccinare e pentru că mai mulți oameni de știință, cercetători din lume au revizuit rezultatele pentru că asta înseamnă știința. Colaborare între cercetători, revizuire constantă a rezultatelor astfel încât cu totul tratamentul sau vaccinul în cazul ăsta să fie perfecționat. Dar toate celelalte teorii care nu au nicio legătură cu realitatea, bazate pe pseudoștiință, sunt promovate nu neapărat cu un interes direct de toată lumea. Unii pur și simplu sunt fascinați uh, și se simt mai inteligenți crezând că toți ceilalți sunt niște proși și că doar ei au adevărul. Că uite ce surse au ei, ce informare au ei și ei nu sunt niște oi care. Urmează sfaturile autorităților sau ale oamenilor de știință. E o capcană în care foarte mulți oameni cad în această perioadă.